Despre invitatul din seara asta, n-am pregătit un text, odată pentru că e un tip care nu e neapărat un tip neconvențional cu orice preț. E un tip care are propriul lui fel de normalitate. E un personaj pe care mulți dintre voi îl cunoașteți. Sper că o să vă bucurați că e aici la Garantat 100% și cum nici noi nu ne omorâm cu convenționalismul, vă invit să vedeți cine este invitatul nostru din seara asta de la Garantat 100%. Tineri, născuți dintr-un veac furtunos. Câți ani poate un munte în lume trăi, până marea să-l spere într-o zi? Și câți ani și oamenii pot viețui, până liberi permisii a fi? Răspunsul, prieten, e vânare de vânt, răspunsul e vânare. Doamnelor și domnilor, să-i spunem bun venit la Garantat 100%, domnului Florian Pitiș. Bună seara, prieteni, bună seara tuturor, salut, Relu. Bună seara, bine ați venit la noi. Da, mă simțeam de unde vă știți cu Relu? Din mai multe locuri. Mă simțeam foarte bine aici, în, la intrarea în studio, că mă uitam la televizor și vedeam o emisiune foarte interesantă, Garantat 100%. Îmi pare rău că... Cred că a devenit mult mai interesantă. Mă chemați pe mine să fie mai puțin interesantă. Nu, e foarte interesantă. Contează cât de lung am părul? Păi se vede că nu. De asta am și acceptat să vin, nu? Ce mai faceți? Nu ne-am văzut la Garantat 100% de 2 ani, cred. Da, cam așa ceva. Ce ați mai făcut în timpul ăsta? Păi, vorba lui Doru Stănculescu, am trăit și am transpirat. Am mai băut și apă, minerală. Merge povestea la radio? Chiar foarte bine, pentru că, așa cum îmi place mie, suntem într-o permanentă schimbare. În momentul de față, Societatea Română de Radio e obligată, din cauza unor condiții obiective, să se schimbe radical. De ce? Pentru că, obținând noile frecvențe, pierzându-le pe cele din Est și având numai Vest, există, pentru Societatea Română de Radio, numai două rețele naționale. Uh-huh. Și atunci este evident că vor trebui să fie două canale naționale, iar aceste canale, să le spunem așa, deși se numesc posturi, nu mai sunt canale de difuzare, ci devin posturi de radio de sine stătătoare. Până acum, conducerea postului era într-un fel de dispecer, de difuzor al producțiilor făcute de redacții. Acum, oamenii din redacții vor fi oamenii postului respectiv, în așa fel încât fiecare post să dobândească posibilitatea de a fi recunoscut imediat, pentru că vor exista și exclusivități ale vocilor pe, un singur post. Nu o să mai auzi aceeași voce și pe 1, și pe 2, și pe 3. E, din cauza acestei reorganizări, ceea ce a fost până acum și este până în vară, deocamdată, Radio 3 România Tineret, va deveni un post de radio care va emite numai pe internet. Da, cum să zic? V-ați obișnuit cu poziția de director, totuși e un post public de radio,
dumneavoastră erați în mod manifest împotriva oricărei forme de înregimentare. Să fii director la un post public de radio nu e o formă de a te înregimenta? Se numește tineret și eu îmi conduc gașca mea, de fapt, acolo. Nu e vorba de încadrat în altceva. Spre marea mea bucurie, n-am avut niciun fel de interferență a unor alte organisme din conducere în ceea ce fac. Și mai mult decât atât, tot ce mi s-a dat să fac la început și iată tot ce descoper acum este exact pe gustul meu. Această nouă propunere pe care o am, această provocare de-a dreptul extraordinară, m-a dus în situația din cele mai fericite momente ale vieții mele, când sau de-abia mă îndrăgostisem sau trebuia să pun un spectacol în scenă și nu mai dormeam noaptea pentru că visam spectacolul. E bine, nu noaptea trecută, acum două nopți, de asta noaptea trecută am mai dormit puțin, n-am dormit decât o oră și jumătate pentru că visam viitorul post de radio, cum va fi și ce are de făcut. Ați adus aminte de spectacol, am citit într-un interviu, nu mai țin minte de când era interviul ăsta, faptul că nu vă mai atrage foarte tare teatrul care se practică la ora asta, dar atunci, pot să citesc cu exactitate ce spuneați, că e mai degrabă o revoluție a scenografiei. Da, asta era atunci. Ai văzut că în filmul pe care nu știu cine l-a făcut despre mine, nu l-am văzut tot, dar măcar începutul, că ideea mea de viață a fost și rămâne aceeași, să-mi trăiesc clipa. Asta se întâmplă atunci. Acum teatrul, iată că își revine din plin. Există manageri foarte buni, există oameni care au reușit să-și păstreze și coloana vertebrală în vremuri tulburi, fără să fie îndrăgostiți de lucruri formale ale artei teatrului. Și ce se întâmplă în momentul de față la Bulandra, sub conducerea lui Ducu Darie, ceea ce face Gelu Colceag în atâtea spectacole, Tocilescu în continuare și asta ca să vorbesc de ceea ce s-ar numi la noi teatru Broadway. Nu? Pentru că există Broadway, Off-Broadway și fără să fie muzical. Asta spune latura oficială a teatrului, dar în același timp toate încercările care încep să mustească a valoare din zonele mici, Off-Broadway, cum ar fi... Mergeți în cluburi? Dincolo, aș dori, nu am timp. Dar urmăresc ce se întâmplă acolo, la Teatru Act, de-a dreptul extraordinar ce se întâmplă și m-a bucurat teribil de mult când am auzit, bine, oamenii sunt nebuni și Andrei Șerban e nebun, când am auzit că i-au propus la Andrei Șerban și Andrei Șerban a acceptat să pună un spectacol acolo. Ei vor să întrerupă circulația pe Calea Victoriei, asta e evident că așa se va întâmpla, nu cu spar geamuri, ci întrerup circulația din plin. Ce se întâmplă la Green Hours, la fel. Există niște locuri unde, din ce în ce, oamenii îndrăgostiți de substanța artei spectacolului se fac din ce în ce mai prezenți în viața noastră artistică. Atât de prezenți încât despre mulți dintre ei mi-au vorbit doi tineri emigrați în Canada, soțul din familie, că era o familie, mă văzuse jucând, soția studentă la Iași nu mă văzuse jucând, dar ei mi-au povestit și știau mai multe decât nu știu eu, ar fi trebuit să știu eu, fiind și la un post de radio de tineret, despre ce se întâmplă în România. În același timp, eu le-am spus că în acea zi la Toronto s-a dărâmat un cinematograf. Țin neapărat să vă întreb un lucru care sper să nu vi se pară trivial sau... Iar îmi vorbești cu dumneavoastră, am mai stabilit chestia asta. Să te întreb. Nu suntem un grup de prieteni, sunt numai eu singur. Va să zică, să te întreb. Da. De ce nu ai timp să te duci să umbli în cluburile astea? Ce faci în timpul ăsta? Păi... am atâtea de făcut încât, așa cum am mai spus, cam începând din 1970 încoace, scopul principal al existenței mele este să găsesc posibilitatea de a cumpăra timp. Chiar acest domeniu, iată, unde mi se oferă nu numai să fiu un practicant, ci un cercetător al internetului, al computerului și al internetului, este o provocare uriașă pentru mine, de-a dreptul uriașă. Dă-ți seama, fiecare program de computer, nu e vorba de un joc, dar un program de computer, Word, Excel, Access, PowerPoint, orice vrei, este făcut de o
un bloc întreg de cercetători care pune cap la cap tot și tu te-a pus să-l folosești. Cred că folosești mai puțin din posibilitățile unui astfel de program decât folosești din posibilitățile creierului. Că se știe bine, nu? Că nici 10% din ce ar putea să facă un creier uman noi nu folosim. Așa și aici. E o provocare pentru mine să mă arunc în labirintul ăsta, să văd până unde s-a mers până acum și ce s-ar mai putea inventa în domeniul ăsta. Este cutremurător. Eu sunt acum paralizat pur și simplu de ceea ce se întâmplă. Este cel mai fantastic lucru de la Revoluția Rock-ului încoace, cum am mai spus și cu alte ocazii. Dacă atunci a existat rock-ul și spiritul rock pentru o generație întreagă de tineri și iată a existat programul 3 la radio ca expresie al acestei noi comunități, noi civilizații care apăruse, în momentul de față este această generația noi revoluții, informatica, care foarte curând, da, deja, ce spun eu, foarte curând o să devină, a devenit o civilizație paralelă față de ceea ce suntem. Îți spun lucrul ăsta, pune mâna pe o revistă de computere și încearcă să citești două propoziții. Și dacă înțelegi ceva, spune-mi și mie. Nu înțeleg. Păi vezi? Vezi? Nu te sperie că s-ar putea ca această civilizație să devină paralelă cu a noastră, să nu mai fim împreună? Nu, că au demo-urile de la jocuri și alea pe mine mă distrează foarte tare, nici nu trebuie să mă citesc. O interfață de intercomunicare, așa, cu profanii ăștia din lumea veche. Dar îți spun, dacă nu băgăm în seamă ce se întâmplă acolo, s-ar putea foarte repede acest fluviu năvalnic al vieții să ne arunce într-o baltă din care să nu mai ieșim. Și balta se cam împute. Ba să zic că nu e nicio legătură, uite că am ajuns exact unde trebuia. E vreo legătură între faptul că... Deci n-ai desfășurător. Nu. Bun, atunci cum? Nu. A scăzut romantismul în lume? Se vorbește despre povestea asta. Uite, doamne, a scăzut romantismul și unii romantici se retrag. Unii fac baricade ale romantismului, alții se fac fundamentalist romantiști și așa mai departe, sau romantici, cer scuze. Același lucru s-a întâmplat și cu tine? E internetul ăsta așa o formă de refugiu virtual? Păi, în primul rând, am mai spus omul care stă în fața computerului și mai nou în fața internetului, este hippie de astăzi. Exact ce se întâmplă atunci. Atunci hippie au refuzat societatea din perioada lor pentru că au văzut cât se poate de clar că a eșuat. Societatea aceea eșuase. Și a spus, noi ne vedem de treaba noastră, nu ne băgăm în viața voastră, lăsați-ne în pace. Într-o civilizație, cum am spus, într-o gândire paralelă sau alternativă, nu subcultură, cum s-a spus de către ceilalți. Nu, domnule, lăsați-mă în pace, eu să-mi văd de treburile mele. Eu cu gândurile mele, eu sunt un om liber. Așa și cei de acum. De asta spun. Ceea ce e internetul este tot reflexul acelei necesități a civilizației chinezești, a gândirii chinezești, necesitatea omului de a se întâlni cu omul. Nu știu dacă am mai discutat lucrul ăsta din Cartea Schimbărilor a chinezilor, I Ching. Cum, păi să spun, așa, puse cap la cap, că eu am tradus cartea în anii 70 și puse cap la cap cam cum trebuie să fie omul. Și se spune că omul trebuie să fie ca apa. Adică, apa când e turnată într-un recipient, e imediat forma recipientului, fără să-și piardă caracterul de apă. Apa rămâne apă. Condiție esențială, picătura chinezească. Dacă apa curge continuu, deci măcar o picătură, pune în față orice obstacol, o stâncă, sapă-i o groapă, dacă apa tot se adună acolo, învinge obstacolul. Cu răbdarea picăturii chinezești, deci dacă apa curge continuu, dacă există acest fluviu al vieții. Atenție! Bun, cum învinge obstacolul? Nu bat jocorindu-l, ci la limita propriei rezistențe. Unde a văzut o crăpătură, apa a pătruns pe acolo și își vede de drumul ei. Și care e drumul ei în lume? Peste tot, apa curge să se întâlnească cu apa. Așa e și om. Ne fascinant, nu este... E fascinant. Da, așa e și aici. De aceea, necesitatea spectacolelor rock adâncă era asta, să scoate oamenii din cetate. Să scoate oamenii din casele lor, să se întâlnească omul cu omul. Acum mă fac avocatul diavolului. Cum se mai întâlnesc ăștia pe internet?
Deocamdată prin internet, comunică unii cu alții. Chat, deocamdată. Deocamdată virtual. Dar inevitabil viața își va vedea de drum și de aici vor ieși și se vor întâlni împreună. Oameni față în față. După cum oameni care s-au cunoscut prin internet, nu anul ăsta, acum 2 ani la Cluj, s-au cunoscut prin internet și la internet au făcut revelionul la internet cafe. Din locuri diferite au vrut să se vadă și ei față în față, că nu exista video chat pe vremea aia. Sunt oameni care tot acum 2 ani, tineri din România, care împrietenindu-se cu niște indivizi din Thailanda, din Tunisia și din America, au hotărât să facă revelionul împreună. Și toată noaptea aia au petrecut-o împreună și când era ora 12 pentru un loc, ăia povesteau ce se întâmplă la ei. Ce mănâncă, ce obiceiuri au aceste 4 grupuri de oameni. Ai înțeles? Deci inevitabil viața își vede de drum și nu o să-l lase pe individ să devină paralizat acolo și numai mișcând un degețel pe mouse. Păi conservatorul asta spune, că e o formă nouă de drog, că toată povestea asta cu realitatea virtuală nu e nimic altceva decât pierdut mintea și că ai vers pe pereți că omul se izolează, că mediul electronic e unul extrem de izolat și de dezinfectat și că individul nu mai are anticorpi pentru lumea reală și așa mai departe. Da, te-ai pus în postura avocatului diavolului, da, nu? Da, am și zis. Dă-mi voie să fiu avocatul lui Dumnezeu și să spun că nu e așa. E o posibilitate, Doamne Dumnezeu, asta e problema, că în orice teritoriu necunoscut unde ai pătruns, s-ar putea să mor sau s-ar putea să învingi. Corect. Columb a plecat să descopere un nou drum spre Indii, s-ar putea să nu-l descopere și nu l-a descoperit, dar a descoperit America. S-ar putea să nu fi descoperit nimic, s-ar putea să-l fi înghițit oceanul. Asta era ideea. Cum să-i mai dăm drumul? Dar dacă e o furtună înfiorătoare acolo, ei ce să facă? Și știi cum o să se scufunde corabia? Că nu știe nimeni pe unde. Dacă începem cu... Da, există și posibilitatea asta, e adevărat. Ți-a plăcut povestea lui Holly? E ca întotdeauna oamenii pe care îi descoperi și îi prezinți în emisiune sunt oameni vii și mă surprind uitându-mă la ceea ce prezinți. Nu atât la povestea de acolo, cât întorcându-mă mereu asupra mea. Oare eu mai sunt așa sau nu mai sunt așa? Sunt un om la fel de viu ca ei sau nu? Mai ești? Păi, dacă asta să mă analizez, cred că... Asta cred că ți-am mai spus-o până acum. Dacă asta să mă analizez, am două variante. Sau mi-o iau în cap că prea mi-a ieșit multe din ce mi-am pus în gând, sau îmi pun ștreangul de gât că nu mi-a ieșit. Și atunci mai bine încă acționez. Eu sunt fericit acționând. A fost o vreme în care se putea, cu certitudine, se putea să faci, nu știu, o formă de apostolat în România, mai ales în povestea cu muzica rock, în povestea cu păstratul curățeniei într-o anumită zonă a muzicii, cu selecția tipurilor de muzici pe care le asculti și așa mai departe. Se mai poate face vreo formă de apostolat la ora asta în România? Nu l-ai văzut? L-ai văzut în materialul de până acum. Spunea că să trăiești din muzică. Există o mulțime de oameni care trăiesc din muzică. Dar pentru asta ei nu se mai pot exprima pe ei. Există industrie în momentul de față, în toate domeniile. Cum am mai spus cu alte ocazii, în alte emisiuni, sportul nu mai este sport, nu mai competiție. Este industria de ocupare a timpului liber. Nu mai contează cine câștigă. Important este spectacolul de acolo, ca la fotbalul american. Important este super echipa Real Madrid, care umple stadioanele și nu mai contează câștigă, nu câștigă. Cam basketul american. Te uiți cu gura căscată, îți place de mor și nu mai contează cine bate la urma urmei dintre ăștia. Așa și aici. Este industrie. Nu ei se exprimă, ci niște oameni care vor să scoată bani cu acești oameni talentați. Și atunci unde este libertatea acelui individ care intră pe mâna producătorului a unei case de discuri? Trebuie să fii un geniu. Care să vii cu o atâta forță într-o casă de discuri încât să-ți impui voința ta. Și să duci tu casa de discuri mai departe. Nici la Beatles nu s-a putut chestia asta, pentru că producătorul Brian Epstein a știut să-i șlefuiască, să stoarcă așa cât mai mulți bani. John Lennon a spus întotdeauna că cea mai fericită perioadă a vieții lor a fost când au cântat în club la Hamburg și cântau rock and roll-uri. Nu când... Da, mai ieșea Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, dacă nu era... Da, e o combinație total ciudată între producători, ca și în cazul Elvis Presley și așa mai departe. Ei bine... Pe lângă asta există oameni, există atâtea formații muzicale, se duc și cântă la nuntă, cântă ce vor ei, nu, ce comandă nașul, la restaurant, la fel, și așa mai departe, și așa mai departe. Nici măcar Michelangelo n-a făcut ce a dorit și a lucrat tot la comandă.
Nu-i așa? N-a ascultat ce a vrut el și n-a... El a încercat să îmbine zona asta a comenzii să se exprime pe el. E, cum facem să fii într-o casă de discuri și să fii la fel de liber cum e? Aici e fantastic și este uluitor. De asta e de invidiat și de admirat și de ridicat statuie unui astfel de om, cum încerci tu să faci la garantat 100%. Mai este... Mai e timp sau, mă rog, mai există posibilitate în ce te privește să treci peste lucrurile care te-au marcat în muzică, în tipul de artă pe care îl guști, în ce-ți place, ca să zic așa. Se mai produce la ora asta, se mai face, ca să zic mai bine, ceva care să-ți convină, ceva care să te mângâie, ceva care să te mulțumească? Am mai discutat lucrul ăsta și atunci când ne-am întâlnit data trecută, apropo de mai apar oameni în muzică exact pe gustul meu și tot cineva într-un ziar a și scris că am spus două nume așa cu gura strâmbă. Era vorba de Kenny Wayne Shepherd, spun încă o dată, și Johnny Lang. Ei bine, da, există lucrul ăsta. E o formație, White Stripes, de exemplu, pe care am pus ochii încă din ianuarie anul trecut. Și la noi, la Radio 3 România Tineret, s-a dat. După cum s-a dat și The Jet, noua formație, și altele și altele. Yes, Shins, de exemplu, o formație care cântă ca Pink Floyd pe vremuri când era Syd Barrett în trupă, mi-a atras atenția asupra formației ăsteia Sorin Chifiriuc. Și acum, recent, când am fost în Statele Unite, am cumpărat revista Rolling Stone și pe locul întâi în topul colegilor, The Shins. Ai înțeles? Nu Cristina Aguilera, nu Cameron Diaz și așa mai departe. The Shins, dragă. E, când am fost invitat de Universitatea din Indiana, la o masă rotundă, sâmbătă și duminică a avut loc un festival în parcul din fața, din campusul universitar. Au cântat vreo 50 de formații care n-au cântat decât muzică rock. Simplu? Ai ascultat vreodată Manele? Bineînțeles. Cum ți s-au părut? Am descoperit chiar foarte de curând, mai puțin de o săptămână, rațiunea de a fi a manelelor. Care e? Evident că există grupuri de diferite pregătiri sociale, grupuri care se bucură de. Eu nu o să-mi pierd timpul cu așa ceva. Trăiesc prea puțin, cum ți-am spus, n-am destul timp să îl cumpăr, să pot să înțeleg și chestia asta. Ei bine, manelele nu înseamnă un gen de muzică. Ce înseamnă, este, după părerea mea, echivalentul în perioada asta a ceea ce în evul mediu a însemnat comedia de la arte. Acei oameni talentați și îndemânatici, care veneau în piața publică și jucau acolo, interesându-se de tot ce există în orașul respectiv, că doctorul trăiește cu soția primarului, că tot și făcând piesa acolo. N-a însemnat un gen dramatic, n-a rămas nimic de pe urmă, ci a rămas ca o formă a artei spectacolului. Așa și aici. De-aia am întrebat, pentru că, ce să spun, cu două săptămâni în urmă, poate și mai puțin, într-o împrejurare, într-un grup de oameni care ascultă muzică serioasă, nu pentru că vor să se știe despre ei că ascultă muzică serioasă, ci chiar sunt ascultători veritabili de muzică, s-a întâmplat o experiență. Din asta cineva a făcut o glumă și a adus un disc care are o compilație cu manele. Da. Foarte interesant e că toată lumea a stat și a ascultat. N-a ascultat ca un juriu cu pixul în mână și cu hârtia, dar era extrem de interesant că se auzea acolo swing, se auzea soul, se auzeau muzici orientale. Oameni talentați, oameni care trebuie să aibă informații din toate domeniile să le folosească în acest produs din piață. Aici e fantastic. Foarte interesant este că cineva s-a speriat și a zis, băi, dacă facem un lucru nociv acum? Nu facem nimic nociv. Dacă s-a făcut gluma asta și a ajuns CD-ul ăsta aici, hai să-l ascultăm să vedem ce cântă ai acolo. Mi se pare normal. Dar comparația cu comedia de alarte mi se pare cu totul fascinantă. Așa am găsit-o acum o săptămână. M-am întrebat și eu, domnule, ce e și de ce atrage atât de mult. Este exact nevoia, cum era când eram mic, când mă duceam la Târgu Moșilor și vedeam ce e acolo. Și acum mi-a mai rămas lucruri, strigături din fața tarabelor cu ce se întâmpla în Târgu Moșilor. Așa și aici este bucuria asta populară și exploatarea clară a momentului, că se leagă de naș la nuntă, că e mai gras, că de-asta. Au făcut poezia imediat, au lucrat la comandă, îi fac un disc și lui Adi Mutu, îi fac și... Exact. Niciun fel de problemă. Cântăm și handbalul feminin, dacă vrei. Ce să... Zi, șeful, ce să-ți mai cânt? Așa și acolo. Șeful, prietenii și colegii de la Garantat 100%,
Au N-a pregătit, făcut o manea? Nu, au pregătit o piesă cu totul specială pentru astăzi. E vorba despre o compoziție a lui Răzvan Mirică și se cheamă Unde Pitiș Florian. Doamnelor și domnilor, trupa de la Garantat 100%, Răzvan Mirică la chitară, compozitorul acestei piese, pe numele ei, Unde Pitiș Florian, Relu Bițulescu la tobe, Puiu Pascu la pian, la Hammond astăzi, Virgil Popescu, liderul spiritual al acestui grup, la chitară bas. Mulțumim frumos, domnilor! Da, sunt surprins cât de bine m-au analizat și m-au prins în bucată. Pentru că unul din marii mei preferați este John Anderson de la Yes și el este îndrăgostit de 3-a, 4-a și ai văzut cum au început. După care, bineînțeles, au trecut în zona unde mă simt cel mai bine în momentul de față, la Blues Cafe.
după care au avut sunetele de orgă preferate ale mele, orga lui Old Cooper din combinațiile cu Dylan de orgă Hammond de pe Blond on Blond, care sunt cutremurătoare. Și pe urmă și-au adus aminte că eu când eram în liceu am vrut să fiu baterist și au lăsat și un mic solo de tobe. Așa că singura obiecție e că dacă e vorba despre mine și încearcă așa să fie într-un fel viața lui Pitiș, eu n-aș termina cu punct și aș dori să fie cu puncte, așa că filați melodia la final, e mai bine. Am văzut în 5 sau în 6 locuri în dosarul ăsta de documentare pentru programul de astăzi. De la securitate? Nu, era de la documentarea noastră, tip pașnici, fără uniforme, fără grade, cel puțin de așa cred. Până la proba contrară. Nu, cu siguranță așa e. Am văzut câteva copii după articole din ziar care, ce să zic, 4, 5, poate chiar 6 aveau același titlu. Florian Pitiș, 60 de ani. Florian Pitiș, la 60 de ani. O imaginație debordantă, nu? Cum e? Chiar serios, cum e? Trebuie să spun și de unde vine întrebarea asta. Am fost cu câteva luni în urmă, am fost și am văzut pe Yes la Budapesta într-un concert cu totul extraordinar. La București de ce n-ai venit? Pentru că eram duș prin alte părți și lucram atunci. Erai la Budapesta să vezi AC/DC, nu? Budapesta e aproape. Bine. Și am fugit să-i vedem acolo. A fost cu totul extraordinar și ne tot gândeam ce-o fi în sufletele și mințile oamenilor ălora care s-au născut prin 42, 43, 44, 48. Ce mai aud astăzi, cum le mai convine, deși discursul de la începutul concertului a fost cu totul senzațional, s-au dovedit a fi de o deschidere și de o toleranță mult mai mare decât, nu știu, ar fi un puștan care e deschis la ora asta. Cum e cu tine? Cum se întâmplă acum cu tine? Păi nu-mi dau seama, îți spun încă o dată, pentru că nu-mi trăiesc vârsta. N-am probleme cu lucrul ăsta. Eu încă trăiesc o viață în plină descoperire. Eu încă sunt curios, cum văd câte ceva, mă opresc și casc ochii acolo și mă uită Dumnezeu. Ba într-un manual de gramatică, atunci când am ceva de scris și nu știu, nu mai țin minte exact unde se pune virgula, în orice caz nu între subiect și predicat, dar aflu lucruri atât de fascinante despre gramatica limbii române pe care sau nu le mai țin aminte sau nu le aflasem când trebuia în liceu, încât îmi petrec toată noaptea cu o singură carte și uit de unde am plecat. Și atunci, cum să spun, cred că toată harababura asta mă menține viu în continuare. Îți spun încă o dată, nu-mi dau seama cum e, nu mi-am pus niciodată problema și cu asta, nu cadrează să o fac la 60 de ani. Și domnule, ai 60 de ani, nu mai sta așa, nu mai umbla în blue și în asta, comportă-te și tu, joacă-ți, n-am timp de așa ceva. Cui place bine, cui nu? Vorba individului, să mă lase să fiu inginer acolo și seara să-mi cânt eu muzica aia pe care mi-o doresc. Nu pătrundeți și în libertatea mea, lăsați-mă în pace. Nu știu ce să spun. Mă bucură de fiecare dată când văd oameni. De exemplu, am văzut White Stripes și pe urmă mi-a atras atenția cineva. Citește și ce scrie în Rolling Stone, în celebra revistă Rolling Stone. Și acolo era un articol al unui individ entuziasmat, care spunea că de la Hendrix încoace nu s-a mai întâmplat așa ceva pe chitară. Ca acest individ, Jack White. Și de la ei, pornind, au apărut vreo încă 50 de formații care cântă în același mod. Yes, de exemplu. Sau o altă formație, Me First and Gimme Gimmes, o formație punk, care a reușit să facă pe plan mondial ceea ce a încercat pe timpuri formația Zdob, ci cu Popanan. Nu Zdob și Zdub, Zob. Zob, exact. Zob, da. Cei care au cântat fragmentul din exact. Popanan. Ei au făcut același lucru cu celebrele melodii, Blowing in the Wind, Hotel California, Summertime, The Boxer și așa mai departe. Au mai mult decât un disc, cred că au două discuri în care cântă cu totul altfel, cu totul neașteptat. Cunoști originalul, îți place originalul de Mama Focului, deci cu gura până la ureche ascultându-i și nu te legi de ei și nu-i înjuri că și-au bătut joc de original. Dar nu-și bat joc, pentru că sunt muzicieni, adică e cu totul și cu totul altceva. Adică e de o frumusețe extraordinară.
ce se întâmplă acolo, first and gimmies. Oameni mai puțin ascultați, la România trebuie să mai dau, pentru că mai sunt indivizi, cum e Sorin Chifiriu, care tot stă călare prin toate topurile și tot cercetează și mai aude ce se întâmplă prin lume și îi depistează pe-i buni. E, la fel și cu White Stripes. Revista Rolling Stone, ulterior, după ce mi-au plăcut și mie, am văzut că și era evident cum să nu-ți placă așa ceva. Florian, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația noastră. Am acceptat pentru că îmi plac nebuniți, am mai spus lucrul ăsta. Acum. E evident, am vrut să văd și eu ce-o fi în capul omului ăsta care speră să facă rating cu mine. Adică asta e deja prea mult. Păi, ar fi o greșeală să povestim acum despre rating. E clar că cine are chef se uită la așa ceva și eu unul bănuiesc că e și tihnește, cred. În restul zilei ingineri în fabrică și seara jazz ca băiatul acela. Chiar de ce nu? Minunat. Mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat încă o dată invitația noastră.